atunci, haideți să luăm așa despre Jolitor, ca o poveste a început în sau de unde Jolitor, a început în 1993, în ideea în care Gabi Cărlig, un absolvent de Universitate Tehnică, Facultatea de Electro, tânăr la vremea respectivă și acum este tânără de 42 de ani și eu sunt cea mai tânără, precum am hotărât mai mult colegii dinainte domnilor voastre. Așa, fiind inginer de formație, am vrut să facă producție, o multinațională și un brand. Și ziceam că a reușit. Știți, domnilor voastre, viziune fără acțiune, egal vise, acțiune fără viziune, pierdere de vreme. Dacă e și viziune și acțiune, poate se schimbă lumea sau poate crește lumea. Deci, ce la Cluj a fost posibil, din mai multe considerente. Odată, există o tradiție și istorie în ceea ce privește industria confecției, Argos, Flacăra, Someșu. Heidelbergul României furniza, poate proza există unita, dar absolvenți și am și angajat personal, chiar cred foarte mult în tânăra generație, cu domnia Denise Cavătăși, că am lucrat și proaspăt absolvent, deci media de vârstă la biroul la Jolitor a însemnat și înseamnă cât acum mai tău îndrăgat la 29-30, cam așa, ai trecut. Bun, deci Clujul oferea, prin universitățile pe care le are, posibilitatea de a putea să angrenezi tineri care oferea un potențial remarcabil și, puntez aspectul mod expres, Universitatea de Arte și Design din Cluj, prin secția de design modă, este cea mai tare facultate de design din țară. Verificat, clar, nu numai că am angajat noi 12 sau 10 absolvenți, dar prin tot ceea ce au făcut și prin toate premiile și prin modul în care sunt apreciați. Bun. Deci așa a pornit povestea cu Jolitor. 100.000 de lei capital, 3 mașini de cusut cu 4-5 oameni. Mie unii mi-au spus, eu sunt chiar de la început de firma asta, ești nebună. Am făcut de la Electro, de la 93, pe deduci, ca să folosim un cuvânt, un challenge, provocare. Mi-a plăcut povestea. Așa a început, poate găsim istoricul, o să-l găsim domnilor voastre în materialele care sunt câțiva ani reprezentativi, 95-98, brand local. Hai să vedem, să ne facem cunoscuți un pic în Transilvania. Reprezentanța din București a însemnat un punct anume, aspectul de a reduce spre exterior, în ideea în care noi n-am lucrat decât brandul Jolitor și brandurile noastre, n-am lucrat, doar nu lucrăm și nu vom. Deci asta a fost capăt de tot și atunci dezvoltarea creației a presupus și aspectul de a încerca să ieși afară doar cu nume propriu. Lucru mai dificil un pic de realizat, dar am avut propuneri, nu mai știu prin nouă, și a venit triunful să facă lucruri, a zis, dacă suntem bun, reușim în nume propriu, prin 96-96, deci au fost o fel de propuneri. Și de joint venture, da, așa, domnul Cărlig este David Cărlig în Păruși. Și a prins și hotărât, a zis, nu! Și atunci, în 2000, s-a întâmplat Jolitor Ungaria, prima reprezentantă străină, în 2001, ca și ansamblu de Milan, în 2003, Paris, în 2005, reprezentanta secundară de la Lyon. Între timp au fost o serie de... revin un pic la anii cu Pricina, pentru că n-am plecut acolo în 2008, când în România se spunea criza va ocoli România una alta, noi am resimțit-o din plin. Și am rămas încremeniți într-o săvină. Deci anul 2008 a trebuit să-l punem acolo cu Roșu și fără falsă modestie, dar eu mă fericit, te fericit, îl fericit, ne felicităm că astăzi putem să vă primim și nu mai există un lacăt pus aici. Pentru că discutăm de peste 2500 de oameni, discutăm cu un grup de firme, Jolitor, Argos s-a cumpărat în 2003 și așa am de povești frumoase. În 1993, țin minte că spusese Gabi Cărlig, trecând prin față pe la Some și Argos, dar în Sanciu a fost să o cumpărăm în 10 ani. Bine, cine ar fi spus? De fapt, orice este posibil, cam asta e limitarea, dacă există o tenacitate, o responsabilitate,
Și revenind la grupul de fabrici și de firme, pentru că există și achiziția flacăra, flacăra am cumpărat-o de ce? Numai oameni și utilaje, cu genii știu, deci flacăra a fost o mare fabrică de confecții care s-a împărțit în mai multe, iar la un moment dat, RCS Confus, se spune, care însemna oameni și utilaje, s-a vândut, nu s-au vândut imobiliarele și alte, dar s-a luat flacăra, acest RCS Confus pe care l-am rebotezat, apropo de brand, flacăra, tocmai ideea de a nu se pierde o expertiză, apropo de acea mână de lucru, și să nu lăsăm să moară tot înainte de a veni domnilor voastre, povesteam cu cei care au ajuns primii, ca și clujentă doare sufletul. Noi când am mutat aici, era ca nu fiind de la Dvorski, murise totul. Fiecare competitor de afară, Triumf, Chantel, Lis, Charmel, Opal, Ravaj, în domeniul nostru, primul lucru pe care îl spun, ne-am înființat în Triumful s-a înființat în 1896, Chantel în 1875, Montereau în 1926, mă rog, tu să ai aici, eu nu judec, sau nu judec, dar numai cum vă lăsăm pe noi, un secol de istorie la Cujana. Sigur, s-a încercat reformirea ei, ținem bun, sperăm să se întâmple și revenim la anii 2008, care au fost duri și foarte grei. Ne bucurăm că am reușit să traversăm în care ne-am schimbat politică de business, modele, managementale, modele de business, minunata zonă BRIC sau piețe emergente, de la piața vestică ne-am focusat pe Rusia, Ucraina, Indonezia, ce să vă spun, nici n-am reușit să le înșir pe toate pentru că vreau doar să le elev aspectul următor, noi facem export, chiar se poate spune pe tot globul, dar în America nu exportăm foarte mult. Dar există produs Jolion și marca au găsit acolo. În client nou din Argentina, deci exportăm peste tot. Însă, șansa noastră este acest export. Am văzut în el și am reușit să-l revigorăm astfel încât din acea blocare care exista raportată la 2008, când noi vedeam și ne vedeam, nu prea ne vedeam să vedem, dar ați vrea, am înghețat totul. Așa să vă gândiți că pe cel mai simplu sutien, îl rugăm cu furnizori de afară, pentru că în România să mai produce elastic, să mai produce dantelă, să mai produce altă, să mai produce nimic din acelea primul pe care noi folosim. Și pe cel mai simplu sutien, intră 7 furnizori străini. Pe cel mai complex, în rândul prelut, 23. Pentru că cine face intră, nu face tătărame. Cine face tătărame, nu face agrafaj. Cine face agrafaj, nu face tătărărăra. Și atunci, o politică, o paletă atât de largă de furnizori, de gestionat, în contextul în care totdeauna a avut credite de la voci, totdeauna. Blocajul vânzărilor s-a văzut în context extern, deci toată povestea asta, ca să mă mai lucrez, mă determină să spun că 2008 a trebuit să trecem în roșu și să ne bucurăm că am rezistat, că de fapt asta a fost, avem 200 de 2500 de oameni, și am un op mare că pe nimeni, că nu spunea Napoda, dar producătorul român, că de fapt de acolo vreau să nuantez, care lucrează mai ales cu brand product și cum sunt aceștia. Chiar și IT-ul într-un fel sau altul lucrează lor, îi spune. Din achizițiile făcute și afară, axa modului, cum am zis, piața românească, rețeaua de magazine offline, care e în achiziția colegului nostru și ne aflăm astăzi aici împreună și datorită faptului că spuneam Alinei, planurile noastre de viitor înseamnă o atenție sporită spre toate uneltele astea mai on. Site-ul bănuiesc că știți, e un site frumos la care tot e frumos la juridor. Raportat la ce facem. Dar ne dorim, deși am un semn de întrebare. Înainte de criză se zicea că se va ajunge la lejeria de muncă folosință. Mă rog. Acum la ce se ajungă după criză, când din acel mastering și a zis, da, hai să mă uit mai cu atenție, unde-i făcut? Nu am un acum și mă lauj aici, din Cluj, totul aici. Gândim aici, îl reputăm aici și faptul că e produs european deja
are un, are o prioritate în alegerea produsului. Dar, repet, de la consumul lenjeriei, la holograma sub el, de ce nu se poate și nu și acolo, nu știu, vom vedea, dar avem un prioritar pentru finalul acesta de an și anul următor să ne îndreptăm un pic spre online mai altfel. Nu știu, poate să fim de direct pe internet, mai, om comunica mai bine marca și prin alte mijloace. Despre Joliton, istoria brandului, la început era așa o poveste de viitor, mărire ascendent, finuț, în final, finețe a rămas, dar a trebuit să schimbăm la un moment dat un proces de branding din 2008, de fapt o realitate a schimbărilor nu legate de criză, și pot să vă spun că gestionăm în acest moment Joliton, Joliton Fashion, Joliton Clandestin, Prelud, Argos și Chiltei. Sigur, mai avem și marca foarte, de la foarte. Și aș vrea să vă invit spre producție, dar nu înainte de a punta câteva aspecte definitorice, adică aici înseamnă ultralenjerii, unitate, ultralenjeriul este pentru lenjerie, ceea ce ultralenjeriul este pentru predaporte. Sunt foarte mândră de că și suntem foarte mândri pentru declarația de la Joliton. În ideea următoare, aceste produse pe care le unitate pe care le vedeți aici, înseamnă totul... Și eu sunt unitate. Tu ești înconjurat numai de unitate, apropo de, de toate cele, dar le cunoști și le promovezi la rândul domniei tale. Înseamnă concursuri afară, la Paris, unde, ce să vă spun, ai bătut din aici, ai bătut chiar din Klein, fără față modestie, pentru că ce aleg crezi este brandul și ni se dă o seama. Și ni se dă și paleta de furnizori și joci același meci cu, adică joci meciul cu aceiași arbitri și aceleași reguli. Și noi am câștigat mai multe premii și nu prea știu firme din România care să fie câștigat premiul la Paris, chiar nu știu. Apropo de, există multă imagine, există botezatul, toată considerația, există salierii, există multă, mult piar și multă poveste. Dar premii la Paris chiar nu știu, în avară, apropo de Universitatea de Arte și Vizualitatea Fulbenci, de acolo, și de Joliton, care să fie câștigat în competiție directă. E că despre noi prima dată o scris străină. Vom a scris presa din România, nu știu de ce nici nu vreau să vorbesc pe plastic, din potriva. Vreau să vă bucurați privirea de aceste anturare, în perimetrul acestor produse, care au câștigat internaționale competiții grele și dure. Și chiar au câștigat, de exemplu, acest 2009 ultralenjerie, a însemnat premiul juriului și premiul publicului. A fost singura dată în istoria acestui concurs, atât de pretențios, când juriul și publicul, înțelegeți, din public, public avizat, redactor de modă, pe ochi, care nu a mai așteptat, care acolo pe zicișorii de pe butoanele, și a fost singura dată în istoria acestui concurs, cel mai tare concurs și eveniment de lenjerie, când premiul publicului a confirmat opțiunea juriului, sau invers, juriul, cum vreți să vă. Bun. Ce să ne dorim pentru finalul acesta de, de an care se apropie? Că deja este septembrie și timpul trece repede, discutam cu domnii mai devreme, nu știu, se condensează, se extinde, referința îi de o anumită natură, să ne dorim sănătate. Eu personal și numele companiei încă o dată vă mulțumesc că sunteți aici. Să vă propun o mică vizită până la producție, dacă vă grăbiți, mai prinde să nu fie pauză, sau dacă... Trebuie să o pauză de masă de la 9 până la 9:30. Am decalat să fie de la 9 și vreau pentru că dacă chiar vreți să vedeți ce reporta execuție, și nu le facem aici, să fie reporta creație.